Încep acest videoclip cu un mesaj umanitar. M-a rugat cineva, o doamnă, nu o cunosc personal, dar mă bucură gestul ei și dacă pot să fiu și eu de folos prin intermediul acestui canal de YouTube, cu mare drag ofer acest ajutor. Mesajul sună în felul următor: este nevoie de grupa de sânge AB pozitiv și dacă cineva este dispus să doneze pentru o fetiță cu aplazie medulară, ar fi binevenit acest lucru. Fetița se află la Spitalul Fundeni în București, secția pediatrie, are 11 ani și se numește Tudor Alexandra Mihaela. Deci o fetiță de 11 ani, Tudor Alexandra Mihaela, care este internată la Spitalul Fundeni în București cu o boală gravă, are nevoie de sânge grupa AB pozitiv. Din păcate, până la operație face perfuzii, face transfuzii de sânge zilnice și cei care puteți și cei care vreți să faceți acest lucru și vă aflați în București sau în apropierea Bucureștiului, v-aș ruga și eu pe această cale să ajutați această fetiță. Sper ca apelul meu să ajungă la cât mai multă lume și poate prin, nu știu, m-a marcat un pic acest mesaj, poate împreună putem să dăm șanse acestei fetițe să scape de această boală. Salutare, dragi prieteni, vă salut, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Vavi Pigeon Loft. Astăzi, 29.06.2020, după cum vedeți, mă aflu în compartimentul femelelor de zbor și ceasul este undeva aproape de ora 18 și voi duce porumbeii la un antrenament pe care îl face clubul nostru, un antrenament la Focșani. Avem pe imagine acum femelele crescătoriei noastre și avem o noutate aici, această porumbiță roșie, o femelă de 2018 și ce e curios la ea, deci este o femelă scoasă la noi ca pui, zburată de noi ca și pui și pierdută anul trecut la maturi. Nu știu unde a fost până acum, aseară am găsit-o în crescătorie. Ce este curios, este și vopsită pe sub aripi cu spray împotriva uliilor. Tocmai de aceea mă face să cred că a zburat acolo unde a fost, lucru foarte, foarte curios. Și deși a sosit aseară în crescătorie, astăzi o să-i pun număr de telefon și o să o îmbarc la acest antrenament care va avea loc mâine la Focșani. Sunt curios să văd dacă mă sună cineva și unde ajunge această femelă. O să intru un pic și în compartimentul masculilor acum. Haideți să mergem împreună și la masculi. Porumbeii, după cum știți, au avut duminică, cei 5 au fost la concurs, etapă pe Bulgaria, demifondul pe Bulgaria, iar restul porumbeilor au avut atât sâmbătă cât și duminică antrenamente la Buzău. Antrenamente pe care le-au trecut cu brio,
Masculii, după cum vedeți, sunt destul de liniștiți, destul de relaxați. Ca noutate în acest videoclip este faptul că la acest antrenament vor pleca și cei 5 care au zburat pe Bulgaria, inclusiv Tardivul pe care îl aveți acum în imagini, și el a fost la toate antrenamentele. Sidefatu, salut Sidefatu! Hai că mergem la Focșan, tată, mergem la Focșan. Deci asta ar fi una din noutățile acestei zile. Vor pleca și cei 5 care au zburat pe ruta Bulgaria, inclusiv bătrânul 045, și el va merge la acest antrenament la Focșani, care va avea loc mâine. Asta nu știu ce vrea să însemne, o să vedeți. Pregătim ceva, poate. Dar în momentul de față, deci toți porumbeii din crescătorie îi voi lua acum, îi voi pune la lada de transport și porumbeii vor pleca la acest antrenament făcut la Focșani de către clubul nostru. Haide că ai dormit destul. Vedem cum vor veni mâine porumbeii de la Focșani și în continuare vom stabili și programul pentru weekend. În mare parte programul se știe. Cred că nu sunt surprize cu programul, decât dacă vor apărea noutăți. Acestea vor fi doar legate de cei 5 porumbei care au zburat pe Bulgaria, care au fost duminică la drum, dar asta rămâne de văzut. Dragii mei, o să prind porumbeii, o să vă arăt porumbița roșie, în ideea că poate o cunoaște cineva și o să găsească numărul meu de telefon pe piciorul ei și chiar aș fi curios să văd care a fost traseul acestei porumbițe și dacă chiar a zburat ca porumbel matur în altă crescătorie. Să facem și aici lumină. Gata. Acum cred că o puteți vedea și pe ea mult mai bine. O să vă arăt și de aproape pentru scurt timp. Are o-ringul pus de noi pe picior, atât că chipul nu mai l-are, nu știu ce s-a întâmplat cu ea și cum a zburat. Dragii mei, eu o să mă iau de treabă, o să prind porumbeii pentru a fi duși la acest antrenament de mâine. Gata, dragii mei, porumbeii au fost prinși. Deci avem 13 masculi. 13 masculi, cu Tardivul. Vor pleca cu toții la antrenament. Și avem 14 femele cu roșia sosită. Se pare că au rămas 13 cu 13 până acum. Și astăzi am avut, de fapt aseară am văzut roșia venită. Haideți să vă arăt un pic această porumbiță. Deci ea este inculpata, zburată la noi, scoasă la noi această porumbiță, zburată ca pui, s-a pierdut la o etapă la maturi. I-am pus număr de telefon, i-am pus numărul meu de telefon, vedeți, 034 la urmă, 2079 seria noastră, 034, încă
Nu m-am uitat să văd exact unde a fost pierdută. O porumbiță care arată destul de bine, dar care, vedeți, este dată cu spray sub aripă. Tocmai de aceea mă gândesc că a zburat unde a fost. Nu știu exact. Și-a adus ea aminte de casă acum, dar din nefericire pentru ea. Deci aseară am găsit-o în crescătorie și astăzi va fi îmbarcată la acest antrenament la Focșani. Vedem evoluția ei, vedem dacă mă sună cineva. Dacă nu, asta e. Lucrurile merg înainte. Astăzi luni, deci un nou antrenament în vederea fondului din acest sfârșit de săptămână. Gata, prieteni, am dus porumbei la mașină. Compartimentele de zbor sunt goale. Haideți să luăm și ceasul. Astăzi avem și desigilare. Facem o ultimă verificare în compartiment, dar la așa numeric nu avem cum să uităm porumbei acasă. Totul este în regulă. Atât pentru astăzi, prieteni. Haideți să vedem cum vor sosi mâine de la acest antrenament. Și după aceea vedem cum stabilim programul cu porumbeii de zbor în continuare. În încheierea videoclipului, dragii mei prieteni, avem ceasul, 20:13 minute. Au fost îmbarcați porumbeii pentru antrenamentul de mâine dimineață de la Focșani. O să dăm și un antrenament activ. Da? Și mâine vom vedea cum vor sosi porumbeii și vom vedea ce se va întâmpla la antrenamentul de mâine. Eu vă salut, dragi prieteni, toate cele bune vă doresc, să auzim numai de bine, vă salut cu drag. Nu uitați și de apelul umanitar. Sper ca lucrurile să iasă bine în toate privințele. Vă salut cu drag, la revedere!